Mai frate, ai fost atent la mine. Mă uimește. Au vins scăldătoarea Bethesda. Avea multe, multe, mulți spunau. Acolo era unul. Și Iisus nu s-a dus la prea mulți. S-a dus la unul. N-ai vrea tu să fii în seara aceasta. Unul? Ascultați bine. Vrei să fii sănătos? Și el a început la tine. Doamne, eu sunt, eu sunt. Când dacă ești, înseamnă că vrei să fii. Și Iisus i-a spus un cuvânt. Ia-ți patul și umblă. Dragii mei, foarte scurt, dacă s-ar opri ceasul, ar fi bine. Foarte scurt, cât un misionar a să vorbesc în seara aceasta despre patru. Patru categorii de patru pe care stau credincioșii în biserică. Repede, prima categorie de pat o găsim la Proverbe, la capitolul 26. Căutați, frate, în Scripturi. Aveți altele la voi, bani de bine. N-ați luat altele cu voi? Auziți? Patul din Proverbe, o să vă pun dacă de Scripturi să citiți. Proverbe, capitolul 26, versetul 14. Atenție! Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna cu el și vine greu s-o ducă la cură iarăși. Leneșul se crede mai înțelept decât șapte oameni care răspund cu judecată. Te întreb, vreți să vedeți mâna? Nu cumva faci parte din această categorie? Frate, nu vrei să te pocăiești? Eu să mă pocăiesc? N-am omorât? N-am dat prin cap? N-am făcut? N-am făcut? Ați să mă pocăiesc? Știi mai bine? Am întâlnit la noi în sat, era o femeie care noi copiii îmi spunea Nana Marie. Așa se spune, îmi place, știți, nu? Nana Marie, n-ai vrea să te pocăiești eu? Unde să mă pocăiesc? Ce? Eu să mă pocăiesc? Păi să spune, la ortodox, să mergi la perfectă, să spune, eu la ortodox, dar nu știu eu ce la zicoma, că de prestul de la voci, la voci, nu știu. N-am numărit. Dacă nu vrei la ortodox, pocăiește-te la baptiști. Cornele, baptiștii vreau mai mult decât mine. Și mă duc la ea din nou. Fără ăsta jos. N-am mărit. La ortodox nu vrei. La baptist nu vrei. S-ar fi să te pocăiești la pentecostal. Cornele, acum îi pute, vezi, acolo e casa. Pocăiți-vă, pentecostal. Dar când se apucă ăia de rugăciune, zbiară, treabă de aici. Și m-am uitat, sunt din am spun Ana Maria. La ortodox ai ceva de spus despre opa. Despre baptiști ai ceva de spus. Despre pentecostal pide. Ana Maria. Dar despre Iisus ce ai de spus? Și n-am trebuit să cam în jos. Suflete despre el, m-am venit de sus. Suflete scump! În seara aceasta, nu te chem la pocăința, baptiști, la pentecostal, la sala ortodox. Te chem la Iisus! Aleluia! Ce ai de spus despre el? Domnul să vă binecuvânteze. Leneșul! Lucrează mai mulți decât alții, că se învârte.
orice zici către El, El știe. Din telefon, nu știu că din telefon. Mai bine asta, ca să nu te zic. Predicatorul ăla se întrebiține fricioră. Nu știu eu viața lui de acasă, de lângă Doamna. Auziți? Se învânte roapă. Și orice spun, e buf! Pune de ce crede mai înțelept, așa. Haideți să vedem Doamna Preleșului, trece mai departe, la al doilea pat. Auziți? În Matei, în capitolul 25, împărate de 5 talanți, 2 talanți și 1. Se întoarce acasă, spuneți. Ți-am dat 5 talanți, stăpâne. I-am dat în bolți, am adus 5. Robul și credincios. Al doilea, s-a mai dus încă doi. Robul și credincios. Și bine, ar prinde. Eu știu, tu ești împărat care cu legii de Bursame, 10, eu știu. Am săpat gropă și am îngropat, auziți? Cine lucra mai mult? Ăla cu 5, ăla cu 2 sau cu 1? Bravo, scapă Domnul. O săpat pe grop. Schimbăm comitet, schimbăm păstor, facem altă biserică, auzi? Și sapă, și sapă, și sapă. N-ascultați, îi spune Iisus, rog, leneș și nevrednic. Băgați de seamă, băgați de seamă, Iisus vrea să trăiți în pace și în sfințenie, ca să puteți să ajunge la Împărăția lui Dumnezeu. Și acum, știe unde a fost, unde e locul leneșului cineva? Nu știți? Scrie acolo Matei. Dar cât despre leneșul acesta netrebnic, luați-l și aruncați-l în foc. În iazul de foc care arde cu cucioasă. Auziți? Vrea cineva să fie leneș? Ridică mâna sus și spune, Doamne, păzește biserica, Golgota de leneș. Să păzească Dumnezeu de leneș. Să fie toți lucrători împreună cu Iisus Hristos. Doamne, a doua categorie de oameni o întâlnim în Marcu, capitolul 1, și am venit să citim a doua categorie de oameni care stau cumva. Marcu, capitolul 1, citesc repede, Cuvântul Domnului, așa, tot în Sfânt scris, capitolul 2, încerc scurte. Citesc și versetul 4, 3, 4 și 5, îl citesc repede. Au venit la el niște oameni care i-au dus un slăbănoc purtat de 4 pinși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina rotului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce i-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Și mă opresc aici. Ce boală a avut acesta tânăr? Slăbănoc, ați citit cu atenție. Frați, evanghelici, păstori, ați citit cu atenție. Hai să descoperim o oameni. Ascultați ce spune Iisus. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Aleluia! Auziți? Fiul acesta, slăbănocul acesta, era un păcător. Un fumător pătimaș. Nu știu. Un băutor pătimaș, nu știu. Un desfrânat, nu știu. Era un păcătos, dar 4 oameni, minte, s-au dus la Iuși Dragă și l-au luat cu tot cu pat. Cu tot cu pat! Nu o spune, tu fumezi doar pachete de
lasciți-ne rășinile la noi. Doar luat cu totul, am nostru, uite, de mâine nu mai vei și dacă nu mai vei, o să vii la Tatăl mai Domnului. Oameni întregi la cap, amintiți-vă de cântarea, așa cum sunt, la tine vin, cu trebena, tu fii sprijin și ascultați de sprijin, așa cum sunt, tu mă plinești, păcatul nici nu mi-amintesc. Ce Dumnezeu bun! Să vorbim Domnul în seara aceasta. Lasă pe stat în patrie. Ești gata să faci cu patrie, să lași patul, să te spun, să umbli cu Iisus. Trească Domnul! Amin! Trească Domnul! Amin! Mai tare să te zi! Trească Domnul! Slavă Domnului! Auziți! Și acolo s-a găsit când citești textul, wow! Ce pocăriți au fost oamenii acolo în casă, că tot stăteau să uita la gura lui Iisus. Eram în Africa și s-a pocăit adjunctul comandantului criminalist. Criminalistice din Arad, Alex Mocanu. Și o să spun, el vin cu tine în Africa. N-am știut nici o cum să vină, dar mă trăsit eu pe aia. O să spun, Alex, frate, Alex, de acolo. Vreau să ducem bomboane, tot câte vrei tu. 90 de kilograme de bomboane. Am zis, Alex, ai grijă. Dacă le dăm bomboane, o să ia și probabil cu scandal. Cornelie, le dăm, bine? Când am ajuns acolo o biserică, de 1000 de copii o fac. Am zis, bine? Am bine ăștia să fericiți. 1000 înregistrați, 1000 de copii o fac. Când am văzut fratele, am zis, mă bătut cu un frate, cum era ce face? Și am să vedem. Președintele bisericii, Crăciar, a zis, Cornel, tăticule, zic că e bine. Nu-ți fă nicio problemă, am organizat. Cei mari 10, cei mici, cei mici 10, cei mari 8. Și? Și le dă că pe pomă. O învârte de 3 ori în gură și o dă la următor, la următor până se pierdă pe pomă, o fi dragii mei. Și atunci mi-am dat seama. Când o luat primul bomboană, toți stăteau și se mutau cu mugă la perla care are bomboană. Nu cumva pe dată, de nou, pe pic. Și-o luat cu ținută, nu mai mult. În casa aceasta erau așa de pocăiți că toți se mutau la cura lui Hristos. Și am zis, Doamne, ce sfinți! Dar uitați că toți fost de sfinți. Nor a avut loc pentru un păcătos, frați și surori. Faceți lucra păcătoși în biserica voastră. Și duceți înaintea lui Iisus în vinice. Se curățească de păcate, spuneți, amin? Amin. Dragii mei, mai mult atât și-o dat arama pe față. Când au văzut că o spală tavanul. Ce-au făcut oamenii ăștia? O spart tavanul la casă. Ce zice Dumnezeu să vă duc la tine la Siria să spart tavanul la casă? Măi, Tornele, ești de bun? Ești de bun? S-a la tine, Crăciun. Ce spune? Măi, Tornele, ți-ai văzut mintea? Auziți? Când spart tavanul, praf, mizerie, pământ, nu e interesat. E interesat un singur lucru. Să judece pe Iisus. Te judecă. Crăciun te judecă. Frate, păstor, te judecă. Laios, te judecă, Cristi. Ori vrei, ori vrei. Suntem judecați. Cine acesta
care să spună, păcatele sunt iertate. Admir puterea de cunoaștere a inimii lui Iisus Hristos și spune așa, Iisus i-a văzut că trăiesc în inimii lor și i-a întrebat, ce este mai greu să zici? Păcatele sunt iertate sau scoală de șuncă? Aleluia! Scoală de șuncă. Auziți? Numele lui Iisus are putere. Slavă Domnului! Numele lui Iisus are putere. La începutul ianuarie, când am plecat în Africa, m-am oprit la Paris 3 zile, așa la Părere de Ura. Și m-am dus în biserică la frate Cristi, o biserică de ruși amestecat cu români, și în timpul rugăciunii pentru bolnav, Duhul Sfânt descopere, este în spital un bărbat care i-a crescut o carne pe stomac, cancer, și apasă pe intestin. Și acum seara l-a dus de urgență la spital. Și imediat telefonul pe cine-a dus? Și află tânărul care l-a dus la spital. Zice, frate Cristi, mergem acolo, mergem. Ne-a dus la spital, când ne-a dus la spital luni dimineața, noi am spus lucrarea care am avut-o în biserică și am zis bolnavul, da, aseară mi-au făcut tomograful, m-au dus de urgență și mi-au spus că au crescut o carne rea de la stomac și apasă pe intestine și n-am mai putut să respir, n-am mai putut că mi-e rău, că sunt jos. Împreună cu frații, patru persoane, i-am făcut ungerea și am plecat. După ungere, imediat, eu am vrut să stau pe firmele alea și am zis, nu vrem să avem conflict cu medicii, vrem după ce plecăm. Joia dimineața a fost acasă, frate. Frații mei, marți, când l-au plăcat din nou la tomograf, au constatat că nu mai există bun. Spunea el, frate Cornel, o lua fotografia și o făceau șașa, șașa, o pus-o la aici, aici. Să uitau nimeni nici cum mai. Ce face Iisus? Spune un cuvânt! Aleluia! Cei care nu crede, să dau numărul lucrurile pe voastră. Sunt mulți care nu credeți. Al doilea pat sunt cei care sunt păcătoși. Iisus vrea să ierte. Mamă, știi ce trebuie să faci pentru fiii tăi? Pentru copilul tău, pentru fiica ta de neînvită? Să iei cu laua lui tăticu? Îmi făcea tatăl cu noi și dă-i la fond. O trecut vremea aceea. E fiica ta. De câte ori a stat pe genunchi la frumoasă lui Dumnezeu. N-am știut. Dar Duhul Sfânt a spus ca un râu de lacrimi au urmărește. Au zis ce e de Duhul Sfânt? Râu de lacrimi ale rugăciunii. O să iei cu leaua și Domnul la copil. Dar să-l dat Domnul. Genunchi! Dar mă dor genunchii, numai mă rog. Când te treci înainte lui Iisus, Iisus, tu te rogi pentru copii și poate să vinde ce genunchi. Slavă Domnului! Al treilea, pat, om care stă în pat, Luca, capitolul 11. Fac o întrebare, fiți foarte atent. Câte rugăciuni i-a învățat Iisus. Și frate, frate Taiu,
trebuie să faci școală cu frații. Crăciun, școală, sunt lucruri elementare. Taubă, rugăciune. Două. Prima rugăciune de adorare. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, Tatăl Sfânt. Care este împărăția, puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Și imediat rugăciunea în stăruință. Auziți? A doua rugăciune. Rugăciunea în stăruință și încheie această rugăciune. Deci, voi care sunteți răi, știți să dați dare bune copiilor voștri, cu atât mai mult. Dumnezeu, Tatăl, va da Duhul Sfânt celor care îl... Auziți? A treia pat pe care stau frații noștri în biserică. Ascultați ce-a spus din pat. Este târziu, m-am suit în pat, sunt cu toată familia mea, nu mă deranja. Frate, este mezul nopții, vine Iisus. N-ai vrea să stări după Duhul. Am spus astăzi la braț un cuvânt rus cu numele la un păstor spre Mării Cornelii. Să mergi să te rogi cu țiganii să stări pe Duhul. Da, și o să da, dar nu te-a venit. Că dacă nu mă plăți, că mi-aș fi ultima ta locuința. Să mă duc în slață negri. Să mă duc să stăluiesc cu negri. Care după 5 minute e să spui mască, de gază, nu pe asta, de plăță. Frații mei, a doua rugăciune este rugăciunea după copilul cu Duhul Sfânt. Ei stau în pat, sunt leneși, stau acolo. Da, ziceau, ascultați bine, s-au lăsat înduplecat în urma rugăciunii de stăruință. Auziți ce spune? N-ai primit pâinile că ai fost bientin. Ți-ai primit pâinile datorită faptului că ai insistat, ai stăruit. Și unul dintre frați, din altă confesiune, spunea, măi, cursule, cum crezi tu că acum stai strări oamenii? Unde scrie lucrul ăsta? Biblia nu scrie că trebuie să strări pe dar. Rupe foaia din Biblie. Rupe-o. Faptele Apostolilor, capitolul 1.